un polițist din Constanța care verifica documentele la un filtru, pentru că știți, municipiul Constanța este în carantină. E bine, acest polițist a fost luat, certat de un cetățean. Haideți să vedem mai bine imaginile. Pentru că ați proferat injurii cu acte de violență la adresa polițistului rutier, ați fost sancționat cu amendă de 2.900 de lei. Mențiuni cu privire la procesul verbal. Am nicio mențiune. Ok. Dacă las că ne vedem noi pe trasă în sală. Ne vedem noi fără haine pe tine. Nu semnați procesul verbal? Amenințarea era, las că ne vedem noi pe traseu. Ce înseamnă asta, Cosmina Andreica? Este un caz tipic de ultraj. Un caz tipic cu care se întâlnesc din ce în ce mai mult colegii mei. Sunt astfel de oameni de teribiliști, astfel de oameni care apreciază că pot încălca legea și evident care încearcă să intimideze acești polițiști. Nu degeaba am insistat timp de 3 ani de zile pentru ca polițiștii să fie dotați cu bodycam-uri pentru a înregistra audio-video toate aceste interacțiuni, pentru că în lipsa acestor imagini video, gândiți-vă cât de greu ar fi fost să probeze în fața unui procuror sau să susțină în fața unui procuror această faptă. Însă, pe baza acestor imagini, înțeleg că colegii de la IPJ Constanța au înregistrat deja un dosar penal pentru infracțiunea de ultraj față de acest individ, care, din câte am înțeles, este cunoscut în Constanța ca fiind un om influent și înstărit la nivelul comunității. Se repete lucrurile astea pentru că atunci când e vorba despre carantină, oamenii sunt deranjați. Și mai există și foarte mulți șmecheri printre noi, să nu uităm asta, e ceva ce caracterizează mulți oameni care se cred superiori oricăror alți oameni, inclusiv polițiștilor, și atunci există această judecată înrădăcinată că poate cunosc eu pe cineva, sunt eu atât de influent încât să te pot intimida pe tine, polițist. Cu legea în față, acești oameni pur și simplu nu pot fi opriți din a se considera superiori și atunci simt nevoia, uneori semnează procesele verbale, își asumă amenzile, dar nu se pot abține să le dea lecții polițiștilor, spunându-le că cumva, într-un fel sau altul, vor fi deasupra lor și atunci vin odată cu aceste senzații și amenințările de rigoare, înjurăturile. Da, carantina ne face să fim poate un pic mai nervoși, un pic mai stresați, dar cred că dacă nu renunțăm la atitudinile acestea în care putem fi deasupra legii, singura variantă ar fi să primim pedapsa cuvenită pentru ultraj. Și e foarte bine că polițiștii sunt dotați, așa cum spune domnul Andreica, astfel încât să poată demonstra toate faptele acestea, pentru că doar atunci când sunt pedepsite putem spera că mai scăpăm de ele. Vă mulțumesc amândurora că ați fost cu noi în această seară, scurtă pauză. Mulțumesc. Și când ne întoarcem, îl vedem.